Salut băieți și bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta mă joc pentru prima dată Farming Simulator 22. Înainte de a începe videoclipul, oameni buni, aș aprecia dacă vreți să facem o serie și să continuăm de fapt seria, pentru că noi ne-am mai jucat Farming Simulator 19, să apăsați acolo pe butonul de like, să vă abonați la canal dacă sunteți noi, să apăsați pe clopoțel, de ce nu un comentariu pozitiv sau un comentariu în care îmi spuneți că vreți sau nu să facem o serie și cu Farming Simulator 22. De asemenea, nu uitați că în descriere o să găsiți linkul de la Instagramul meu, de la Discord și multe, multe alte linkuri, deci verificați și descrierea pentru că de ce nu. Și vreau să vă zic ceva destul de esențial și destul de important. Bă, nu m-am jucat în viața mea Farming Simulator 22, numai ce mi-am luat jocul, am intrat în el, deci dacă nu fac ceva corect, e pentru că nu mai mi-amintesc cum eram Farming Simulator 19 și am văzut că sunt foarte multe lucruri schimbate în 22, deci aș aprecia sfaturi de la voi în comentarii, decât, nu știu, chestii de genul, bă, nu mai joci cum jucai sau așa. Am început pe modul easy pentru că nu știu cu ce să mănâncă jocul, am văzut că sunt sezoane, am văzut că sunt multe chestii noi cu care eu nu sunt învățat, deci vreau un tutorial, să zic așa. Văd că de pe Q se cuplează terenul ăsta din față, cred că este a meu. Bă, controlele, mamă, deci stai că trebuia să deschidem întâi asta. E cam la fel ca pe FS19. Doar că am văzut că e mult mai diferit la grafică, like, la textură. Uitați și voi aici textură, sper să fie ok. Nu știu exact cum se vede pe filmare pentru că n-am făcut absolut nicio setare la joc, doar ce mi-am cumpărat jocul și efectiv am intrat în el, știi, să filmăm. Sper să vă placă și să vreți să facem o serie, de ce nu? Chiar sper, mamă, câte detalii are Farming Simulator 22, să mă bată tata. Holy fuck, și asta e combina basic pe care ți-o dă, nu știu, suntem pe mapă basic, n-avem niciun mod în momentul de față, suntem cu o combina basic. O să vedem pe viitor dacă e să vreți, hai că așteptăm aici, bun, să nu facem și pe tarlaua lui vecinul. Dacă vreți să facem serie din joculețul ăsta, o să începem din nou cu modurile și cu chestiile noastre, după cum știți, de la Farming Simulator 19. O să putem să facem și live-uri pe joculețul ăsta, pentru că mie îmi plac mult jocurile de genul, îmi place mult farming în general. Nu am avut ocazia să mă joc versiunile de farming precedente, Farming 15, 13, m-am jucat doar 19 după cum știți și acum 22, dar îmi place foarte, foarte mult, chiar nu regret că am cumpărat jocul până acum. Am mai văzut gameplay cu el pe YouTube și așa mai departe, dar nu am intrat niciodată eu în joculețul ăsta. M-a stat bătut la cap, mi-a stat spus să îl cumpăr. Așa că l-am luat. Ok, pe aici ne dă tutorial, ok, știu să mă joc, sunt the big boss în jocul ăsta. Glumesc, chiar nu știu să mă joc și chiar am nevoie de tutorial. Bun, ce trebuie să facem aici? Trebuie să aducem o remorcă ceva sau... Parcă ziceam că sunt the big boss și că știu orice, dar aparent e cu tutorial. În Farming Simulator 19 nu era așa, gen. Și tot de pe F1, da, ok, pot să ascund astea. Controlele, o să le ascund un pic pentru că să vedeți mai fain pe clip, să vedeți mai fain pe clip. Bun. Hop. Mamă, dar îmi place foarte mult, chiar îmi place jocul. Probabil că mulți dintre voi l-aveți și credeți de mine că eu de-abia acum l-am luat și de-abia acum m-am intrat prima dată în joc, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Așa că ce v-ați dorit voi, eu am îndeplinit și l-am luat. Sper să și văd susținere la seria asta. Chiar sper să vă susținem la seria asta și să facem o serie, nu doar un episod. Pentru că dacă o să văd că nu o să vă placă, o să rămânem la stadiul de un episod și atât. Ok. Deci asta recoltează cu 10 la oră. Cine mai ține minte, nu știu cum se numea exact, combina de pe FS19? Aveam noi un mod cu o combina super, super mișto. Recolta cu 50 la oră, frate, cu 70 la oră, nu știu exact cu cât recolta, dar era mișto modul. O să ne băgăm și aici moduri dacă e. Nu știu exact dacă există foarte multe moduri, pentru că jocul numai ce s-a lansat. Dar cu siguranță o să găsim câteva. În mod hub n-am apucat să mă uit, numai cum am intrat în joc am dat play la Odin asta. Mi-am dat muzica mai încet pentru că era sound-ul ăla dat la maxim și mă spărgea la urechi. Și cam asta a fost experiența mea cu jocul. Am dat direct drumul la filmare și... Da, și în real life trece un tractor pe lângă casa mea să mă bată tata. Deci ne aprofundează senzația și sentimentul de fermă. Așa că e ce trebuie, e ce trebuie și de bun la cap. O să ne putem juca și multiplayer, o să fie nebunie.
Chiar sper să vă placă și să facem și live stream-uri ca înainte. Așa. Bun, hai să așteptăm aici până se termină. Cred că tractorul din față e al nostru. Nu știu exact ce ce tractor e. Combina, văd că e un 2 far. Sper să nu zic vreo prostie, pentru că nu m-am uitat deloc la gameplay cu FS22 decât înainte să se lanseze. Și de jucat nu are sens să mai zic, că v-am zis deja că nu v-am jucat. Așa că dacă greșești ceva, nu o să risc pe mine că e prima dată când mă joc. Și din contră, aș aprecia un sfat în comentarii, why not? Nu știu cum, care e cea mai ușoară modalitate de a face bani în momentul de față? Bă, noi avem 100.000, nu avem prea mult, dar avem măcar utilajele cumpărate. Văd că avem și mașini, avem de toate. Deci suntem destul de bazați. Nu știu, am putea să luăm niște contracte pe viitor, până ne facem niște bănuți. Sau să... Nu știu în ce să ne băgăm, să închiriem. Parcă puteai să și închiriezi terenuri, nu? Cel puțin în FS19 puteai. Hai să luăm și rândul ăsta să nu răsăm așa urât, bam, bam, bam. Și după mergem să vedem la tractor și așa. Bă, îmi plac foarte mult animațiile și noua textură de la noul joc. Cum pare drumul așa 3D și totul e... Wow, 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 l-așteptam de mult și chiar... Chiar a meritat așteptarea pentru mine, nu știu, mie îmi place super, super mult. Chiar îmi place mult jocul și tot ce au făcut oamenii ăștia aici. Mamă, am timpul pe 5, am observat că... Poți să-l pui, frate, și pe... Dar nu mai știu... 8 și 9? Nu știu exact cum se modifica timpul. Sau aici nu pot să-l modific. De ce nu pot să-l modific? Am mai intrat eu pe o mapă precedentă, ca să văd un pic cum merge treaba și puteam să modific timpul. Bun, ăsta ce are? Ăsta are pluga. Mamă, câte tractoare avem! Ok, ăsta e cu remorcă. Hai să legăm remorca la el. Așa, și să mergem acolo la combina asta. La nebunia asta, o să dăm copertina jos. Nu cred că pot să-mi setez FOV-ul, că nu am comanda, gen nu am consola activată. Și vă rog să nu vă supărați pe mine, dar de la următoarele clipuri, dacă vreți să facem serie. Bă, de ce nu descarcă? What? Mă, ce se întâmplă? E totul mult mai real. Wow, aparent nu descarcă dacă nu ești în combina, nu pot să cred. Asta cred că e specifică FS22, pentru că în FS19 puteai să lași combina lângă, să vii cu tractorul și îți descărca. Sau poate nu descarcă dacă nu ai motorul combinii pornit. Și asta e o posibilitate. Bun, am cam descărcat tot ce aveam. Unde să o lăsăm pe asta? O băgăm direct în hambar acolo. Hai să vedem, să o ducem în hambar rapid. Mamă, nu prea văd nimica dacă conduc de la volan. Și acolo să conducem de aici din spate. Și o băgăm cu spatele acolo în hambar. Văd că avem și un siloz aici pe stânga. Avem și vreo 3 tractoare, am văzut. Ok, cred că pot să-i pun header aici. Dacă nu mă înșel. Asta parcă era pentru header. Ia să vedem. Bam, 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 bam. Îndreptăm un pic situația. Așa parcă era. Gata, da. Bun. O să bag header-ul cu tractorul direct. Păi o să duc așa cu spatele până acolo și o să bag... S-o bag frumos aici, înăuntru. Sigur că da. Să nu plouă. Vorba aia. Bă, am văzut că e cu anotimpuri. Nu știu exact care e treaba cu anotimpurile și nu știu ce și în ce anotimp se plantează. O să mă interesez despre chestia asta, dar am văzut că avem anotimpuri. Deci, știu că și pe FS19 era un mod în care puteai să faci ceva cu anotimpurile. Bun, cu grâul ăsta, sper că e grâu și nu e altceva, nu o să facem nimic momentan, o să-l duc în hambar. Pentru că e foarte puțin, like super puțin. Ok, care sens să mă duc să-l vând, bun, hai că n-am lovit. Sper că e hambarul meu, ok, e hambarul meu, pot să golesc. Vreau să văd animația de la spate, cum golește. Ia să vedem animația de la spate. Nu da pe jos? A, deci asta nu s-a schimbat cu mult, să zic așa. Nu s-a schimbat cu mult, să zic așa, bun. Dar văd că s-au schimbat suspensiile și... Mama, auzi sunetul? De asta am tăcut.
Știam că s-a băgat sound din ăsta nou. Wow, îmi place super mult. Vreau să vă dați și voi cu părerea, dar mie unul îmi place deja super mult. Bun. O să lăsăm chestița asta aici. Bă, nu cred că avem să facem baloți. Avem posibilitatea de a face baloți. Nu cred că avem posibilitatea de a face baloți. N-avem cu ce, a? Hai să plantăm prima și prima dată. Plantăm pe terenul ăsta. Ok, dar n-aș mai vrea să plantez grâu. Cum schimbam? A, nu, așa descărcam, lol, fac. O să folosesc chefunul, că nu mai știu cum schimbam. Bun, și nu prea știu exact soia. Nu prea știu exact de... A, uite, pot să văd acolo. Iarbă. Uit, canola. Plantăm canola. Hai să dăm cu canola. Canola parcă putea fi traierată și cu combina normală, adică cu același header. Wow, cum se simte chestia asta cu terenul. Mi se pare genial ce au făcut băieții aici. A, nu e cu unfold, ok. Gata. Am dat în modul de plantare. Și îi dăm bătaie, frate, ești nebun. Îi dăm bătaie, nu mai stăm la discuții. O să plantăm canola să vedem ce... Pentru că știu că era destul de bună la preț canola și soia, parcă. Era bună la preț, pe terenul din fața și pune soia. Știu exact care era... Așa deschidea meniul, ok. N-am deschis niciodată meniul de... Wow, cât s-a schimbat. Wow, cât s-a schimbat. Mamă, câte chestii avem aici. Uitați-vă la tractorașul ăsta un pic. De ce nu se încarcă? Oh my fucking god. O să ne ia ceva să ne obișnuim. Dar o să fie mișto, zic eu. O să fie mișto. Deci v-am spus de ce am pus aici canola, pentru că știu că asta în FS 19 era bine plătită. Sper să fie la fel de bine plătită și în FS 22. Mamă, nu pot să cred că nu pot să... Stai, aici e o greutate, cred. Se merită modul de ridicat cu mâna, nu știu să-mi ziceți voi. După semănătoare se iau și greutatea dacă e, dar deși n-am nevoie de greutate pe față, dar dacă tot o am pe jos, hai să o luăm și pe asta, știi ce zic? Bun, frumos. Și ca să nu vă plictisesc prea tare, dacă am făcut-o deja, îmi pare sincer rău, o să termin eu de plantat terenul ăsta manual, pentru că n-aș vrea să folosim încă lucrător automat, că și așa nu avem un buget foarte mare. O să-l plantez eu manual și o să revin cu... Bă, stai că eu am lăsat asta pe față, cum schimbam? A, ok. Asta ridicată sus. Și acum, din nou pe plantare. O să revin când termin de plantat tot terenul, ca să nu fie plictiseală foarte mare. Și de ce nu puteți să-mi spuneți în comentarii, știți cum am făcut la Farming Simulator 19, dacă voi ați vrea să las, de exemplu, și partea în care, nu știu, fac așa o muncă cum ar fi acum, plantez terenul și nu fac nimic, wow. Dacă vreți să lași asta pe clipuri, scrieți acolo în comentarii. Sau poate vreți un timelapse, sau poate vreți un edit, nu știu, scrieți în comentarii și spuneți-mi cum v-ar plăcea vouă cel mai și cel mai mult să facem și cu siguranță din următorul episod o să aplicăm ce o să-mi spuneți voi în comentarii. Bun, numai ce am terminat pe terenul celălalt de semănat, acum am trecut pe terenul ăsta, bine, am lăsat tractorul acolo, am luat John Deere-ul ăsta alalt și am început pe terenul ăsta să dăm cu plugul. Mamă, și îmi place foarte mult, foarte, foarte mult animația de la plug. E wow ce au reușit băieții să facă. Felicitări lor. Văd că ăsta se mișcă mai ok. Cred că are mai multă putere decât celălalt tractor. Nu știu exact momentan ce am. Eu am tractoare, dar nici măcar habar nu am. Și am văzut că există dispozitive noi, chestii noi, mecanisme noi. Deci abia aștept să le testez pe toate. Și nu știu dacă s-ar merita sau nu pe terenul pe care am traierat deja, unde avem acolo baloții, să închiriem o balotieră și să facem baloți episodul ăsta. Habar n-am dacă ar trebui să mă bag direct cu cultivatorul ăsta să ar pământul practic sau să fac baloți din paielele pe care le am. Nu știu cât mi-ar da pe ei, gen dacă s-ar merita investiția, pentru că nu cred să am balotieră și ar trebui să o închiriez. Și nu știu dacă mi-aș scoate banii. Dacă mi-aș scoate banii și aș mai rămâne și eu cu ceva, ar fi perfect, dar nu știu exact, mamă, cât de repede se mulgărește, cum îi zice, plugul ăsta. Bine, nu e un plug, e un cultivator, dacă nu mă înșel. Așa că, da, bă, aparent am zis că nu e mare terenul ăsta, dar e cam, vezi că am lăsat o bucată aici, că mă întorc după ea, e cam destul de mare, cred că trebuie să le iau invers, dar dacă nu mă înșel e pătrat, deci, da, așa așa nu ne grăbim.
Și văd că textura din spate e un pic ciudată, nu știu ce se întâmplă. Parcă nu era la fel ca pe terenul pe care am semănat. Parcă nu era la fel ca pe terenul pe care am semănat, sincer. Bun, deci văd că se descurcă ăsta. L-aș lăsa, să las aici cu... Cum îi zice? Să las aici cu lucrător automat și eu să vin cu semănătoarea direct. Cred că o să facem până la jumate și după, gen, o să mai tragem o linie noi și înapoi. Și după o să pun lucrător automat aici. N-am consumat niciun ban până în momentul de față. Și noi o să venim cu celălalt tractor să și semănăm terenul ăsta. Bă, deci m-am uitat un pic pe minimapă și am văzut că mapa asta e chiar mare. Cu toate că e mapa default, e chiar mare, chiar am văzut că ai ce să faci pe azi, terenuri, exact ce ne trebuie nouă. Sunt o grămadă de chestii, așa că, nu știu, ne jucăm pe ea, ne jucăm pe ea momentan. După poate o să trecem pe o hartă modată, gen custom, o să vedem, o să vedem. Bun, hai că o să pun acum lucrător automat ca să nu vă plictisiți nici voi și să fie mai productiv clipul. O să las pe nenea asta cu lucrător automat, sper că tot așa se pune lucrător automat, că n-am pus niciodată lucrător automat pe FS22, dar aparent tot așa se pune. Și o să-l iau pe nenea Johnny și cu dire ăsta. Și am băgat semănătoarea aici, dacă știam, nu mai băgam, să moară Jaxana dacă nu. Numai ce am băgat-o aici cu spatele frumos. Ba, nu, totuși ăsta cred că e mai baban decât celălalt. Așa frumos am scos-o. Era să nu mai pot să scot de aici, mă jur. Deci n-am pățit așa ceva niciodată. Și de data asta, dar trebuie să mă uit în F1, că încă nu știu cum se numesc. O să vreau să plantez, uite, asta, soia. Bun. O să plantăm soia pe terenul ăsta. Văd că avem aici un mini poduleț. Ia să mergem noi un pic să vedem ce e aici. Dați un pic. Dă-te jos, gogule. Dă-te puțin jos să vedem ce e pe aici. Bă, că e un mini poduleț așa și o mini apă, un mini râu. Nu știu, dar e mini, mini, mini râu. Și parcă era o setare ca să nu ți se mai oprească automat motorul când te dai jos din tractor. Nu știu exact, o să mă uit și o să... Opa, am lăsat greutate jos, pe mine mă interesează să lasă... Mamă, nu pot să plantez canola în august, nu pot să crezi. Și unde? A, suntem în august. Să plantăm tot soia, de fapt soia nu pot să o plantez în august. Știi ce zic? Să plantăm canola, again. Ce-aș mai putea să plantez în august? Unde pot să văd? Mama, aici pot să văd temperatura, ok. Și unde pot să văd aia cu sezoanele și cu ce pot să plantez în fiecare sezon? De aici cred că iau contractele, aici e mapa. Ok, deci pe mine mă interesează în august. Deci în august. Și cum văd ce cu verde se poate planta, nu? Bănuiesc. Canola pot. Deci doar canola mai pot planta în august. Plantăm tot canola. Plantăm, da, uite că văd aici planting season și harvest. O să plantăm tot canola pentru că altceva văd că nu pot să plantez și văd că în februarie se poate planta sugarcane. De fapt nu, bumbacul, carton, nu știu ce e coton, bumbac cred că e. Așa că o să plantăm tot canola pentru că aparent e singura care se poate planta în luna august. Și am văzut că suntem în luna august, mamă, suntem luna în care m-am născut, e cea mai tare luna din an. Dar aparent nu și pentru agricultură, pentru că nu prea poți să faci mare lucru în august. Așa, îi dăm cu nenea, ăla face treaba acolo de zor. Bun, frumos, o să ne întoarcem aici, aici am mai mult loc să mă întorc. Îmi place foarte mult noua textura drumurilor, îmi place super mult ce a ieșit. Băieții s-au descurcat bine, cei de la FS22 mă refer. De fapt cei de la Giant, pentru că Farming Simulator în general aparține de Giant, așa că... Mă, e cam greu să-mi dau seama unde am plantat și unde nu. Ok, mamă, stai că am luat-o un pic cam... Așa. O să băgăm tot canola și când se recoltează canola... Deci canola se recoltează, nu știu când se recoltează, cum pot să văd când se recoltează? A, uite că mai putem să plantăm și gras. Ok. Asta cred că putem în orice sezon, dacă nu mă înșel de fapt, numai în lunile de iarnă, nu? Ok.
Și văd că aici primăvara cele mai multe l-a plantat. Și poplarul ăsta iară putem până în august, am putea să-l plantăm, dar nu mă bag. Și nu știu când se recoltează canola, sincer. A, în iulie se recoltează și în august se plantează iar, ok. Am înțeles, am înțeles. Deci avem de așteptat un an pentru a recolta canola. Wow, îmi place modul ăsta cu sezoane, chiar îmi place. E mișto rău de tot. Știți că am vrut să-l încercăm, cei care sunteți mai vechiuți aici pe canal, am vrut să-l încercăm și în FS19. Parcă am zis că nu, pentru că nu prea aveam ce să facem iarna, dar aici bănuiesc că iarna, nu știu, poți să te ocupi de animale, poți să, nu știu, pădure și altceva cam ce mai poți să faci. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii. O să las pe nenea asta să planteze automat și o să-l iau din nou pe ăsta și o să mă duc să fac și terenul celălalt. Cred că nu o să mai fac baloți, sincer, cred că nu o să mai fac baloți, pentru că nu știu cât s-ar merita. Chiar nu știu cât s-ar merita să fac din gen să închiresc, o să-mi trebuiască o balotieră. Sau hai să vedem cât e o balotieră. Hai să vedem prima dată cât e o balotieră. Unde o găsesc? Trailer. Nu, pe aici așa. Să zic că nu știu unde găsesc balotierele. Animals, aici de pădure. Mower. Nu-mi trebuie neapărat acum. Asta e de înfoliat baloții, de cărat baloții. Pe aici ar trebui să fie. Uite aici, balotieră. Și cea mai ieftină aș putea să o închiriez cu cât aș putea să o închiriez? Ia să vedem. Aș putea să o închiriez pentru 1100. Bă, hai să o închiriem dacă tot e. Hai să o închiriem să mai facem ceva nou. Să nu fie doar a ta. Merg cu spatele, o să-mi las cultivatorul ăsta aici acasă. O să-l bag direct așa aici, pam frumos. Așa, și o să mă duc, nu știu unde e magazinul. O să las aici, pentru că nu prea vreau să încurce pe nimeni cu nimic. Și o să mă duc, mă uit un pic pe minimapă să vedem unde e magazinul. Pentru că n-am mai fost, deci noi suntem aici. Și magazinul cred că e tocmai aici, vehicle shop, ok. Deci stați un pic, că nu știu cum ar trebui să ajungem acolo. O să vedem imediat, mamă, deci mă deranjează vizual, ok, hai că facem aici dreapta și tot în față, pe dreapta e. Mă deranjează vizual fovul din cabină mă refer, e urțel, așa că o să mergem sau pot să-l setez? Nu pot să-l setez din mouse. Mă gândeam că au făcut ăștia ceva să pot să setez fovul din mouse, aparent trebuie tot din consolă. O să ne jucăm așa. Nu o să ne prea jucăm din cabină episodul ăsta până nu rezolv treaba cu consola și nu știu, ați putea să-mi spuneți în comentarii din nou cum v-ar plăcea cel mai mult să ne jucăm, așa sau din cabină dacă o să facem fovo. Aparent cred că aici e shop-ul sau nu, e mai departe. E mai departe, aici nu știu exact ce e. E un magazin ceva și aici o casă. Ok. Și aici ce e? Bun, am stat mai bine și m-am uitat și de fapt nu e shop-ul în partea asta. Shop-ul e undeva aici în sus. Acolo e ceva de un punct de vânzare, dacă nu mă înșel. Credeam inițial că ăla e shop-ul. Deci aparent am luat-o rău de tot. Ok. Pe aici ar trebui să fie. Undeva. Luăm curba asta. Mamă, ce ciudat e pus shop-ul. Sunt curios cum arată, sincer. Ok, văd asta punctul de cumpărare și unde-mi dă ce am cumpărat eu, ia, că sunt foarte curios, o să dăm așa o tură pe jos, să vedem unde dă ce am cumpărat eu, unde mi le lasă, practic, vehiculele. Ok. Ok, am zărit-o după un șir lung de căutări, am zărit balotiera, era pusă cumva cu spatele pe aici și a... Nu e o problemă, o să o luăm imediat frumos. Așa, și acum să mergem înapoi. Aparent asta nu poți să o ridic, are propriile ei roți. O balotieră nu foarte mare. Dar sper să-mi iau... Sper să-mi iau investiția. Sper să-mi iau investiția pe ea, sincer. Stai că n-am luat-o bine. Cred că puteam să mă duc și înainte, că tot drumul ăla era. Sper să-mi scot investiția de 1000 și ceva cât am luat pe ea și asta cred că face baloți din aia foarte, foarte mici. Nu m-am uitat la treaba asta. Că aparent are
Țeava din spate foarte, foarte mică. Oare o conta și asta? Holy fuck, sper să-mi scot 1000 și ceva din toți baloții pe care o să-i fac acolo. Bine, aș vrea să scot și profit, vă dați seama, dar măcar să-mi scot banii pe care i-am investit. Că dacă mă uit acum, aparent că o să fie niște baloți mici. Și nu știu exact dacă o să funcționeze și o să luăm ceva pe ei, dacă o să putem să-i vindem și așa mai departe. Aparent de pe M nu mai pot să măresc minimapa, cum făceam în Farming Simulator 19. Și unde avem noi terenuri? Deci cred că 46-45 alea sunt ale noastre, pentru că le văd așa cu albastru. Dacă mă întreb pe mine, da. Deci avem terenul 40, 45 și 46. Ok. Aici trebuie să facem stânga și trebuie să vedem dacă o să reușim să facem balos cu asta. Sper să nu o fi luat degeaba. Sincer, sper să nu o fi luat degeaba. Acum nu știu. Pot să-i dau un fold sau pot să o pun direct la treaba așa? Ia să vedem dacă am luat-o degeaba sau dacă n-am luat-o degeaba. Pare n-am luat-o degeaba, balos putem face. Bă, și să noi vindem, o să-i ținem pentru când avem noi animale și așa mai departe, dacă chiar e să fie degeaba și să nu putem să-i vindem. Sunt curios dacă sunt balos din aia micuț. Da, sunt balos din aia micuț. Fuck my life. De ce mă temeam, n-am scăpat. Cred că ăștia pot fi ridicat și cu mâna, sincer. Pentru că sunt foarte, foarte, ia să vedem. Sunt foarte, foarte, foarte micuți. Da, ăștia pot fi ridicat și cu mâna. Holy fuck. Bă, nu știu dacă e ok ce am făcut aici. Sincer, nu știu dacă e ok ce am făcut aici, dar sper să se merite și să-mi scot investiția. Dacă o să văd că sunt foarte, foarte ieftini, nu o să-i vând, o să-i țin pentru când o să ne luăm noi văcuții sau nu știu. Și o să fie blană, adică totuși cred că n-am dat banii degeaba și sunt doar 1000, adică da. Putea fi și mai rău. O să ne băgăm aici, așa frumos, văd că trage foarte bine tractorul ăsta, măcar balotiera să o tragă bine. Poate o să luăm și marginea, poate n-o să o luăm, nu știu. Nu știu dacă se merită, că nu știu dacă am face un balot din margine. Să facem rapid baloții. Nu știu cât de lungi să țin episoadele de farming, pentru că așa pe un live am știut exact cât să-l țin, dar un episod, nu știu, v-ați uitat până la capăt, nu v-ați uitat până la capăt, habar nu am chestia asta. Așa că o să fac episodul ăsta mediu și o să mă sfătuiesc cu voi pe live-uri sau în comentarii sau pe Discord, de ce nu, pai doi verificați descrierea despre structura, mai bine spus, a următoarelor episoade de farming, dacă o să fie apreciată seria. Și o să ne mai jucăm, bineînțeles. Așa, văd că bă, facem ceva baloți. 3-4 baloți pe rând. E ok. Cred că e ok. Bun. Cred că acela care semăna și lucrătorul automat care semăna, cred că o termina deja treaba. O să ne ducem imediat să vedem ce au făcut. Și aici nu știu dacă mai are rost să mai plantezi ceva, pentru că trebuie să țin terenul pentru primăvară, nu? Mai are sens să mai plantezi ceva pe el? Nu știu exact cât ține un anotimp. Asta nu știu cât ține un anotimp. Cam câte zile în farming? Pot să setez eu câte zile în farming ține un anotimp? Că parcă așa era vorba, că pot playerii să seteze câte zile să ține un anotimp. Pentru că dacă știu că, nu știu, ar ține puțin un anotimp, nu l-aș mai planta nimic pe el, că altfel o să fie destul de aiurea toată treaba, pentru că eu o să plantez acum canola și canola se recoltează tot în august și practic când o să recoltez din nou canola, iar nu o să mai pot să plantez altceva în afară de canola. Pentru că ea se și plantează în august, se și recoltează în august. Deci, nu o să pot să fac chestia asta. Așa că nu cred că o să plantez nimic, o să pregătesc terenul, să-l dau cu cultivatorul, o să-l fac ca lumea și o să așteptăm până la primăvară, să vedem ce punem la primăvară, să spunem și noi soia, să punem floarea soarelui, să punem altceva ce costă mai multișor. Să facem bani, bă, tată, bă. Bun, și facem rapid și ultimul rând. Bun, hai că o să trec rapid și pe rândul ăla de pe margine, de foarte de pe margine, să vedem, facem un balot 2 și de acolo. Bă, am făcut cred că peste 10 baloți, dar nu știu exact cât ar costa un balot din ăsta mic. Știi ce zic? Mai ales că e de paiu scage, nu e de iarbă sau așa. De înfoliat, nici n-are sens să ne gândim pentru că n-am cum să înfoliez așa ceva. Asta e clar. Dar o să vedem ce preț au baloții ăștia mici. Mai reușim să scoatem un balot? Aș mai vrea să scot un balot, dar nu cred că mai reușesc.
O mai reușit să scot un balot. Bun, o să las aici și pe asta o să și dau înapoi ca să nu-mi ia foarte mult. Dar unde pot să văd actele? Ah, ok, aici, ok. Return. Am dat înapoi balotiera. Acum o să mă mai uit eu off-camera și o să văd dacă găsesc o remorcă de încărcat baloții ăștia. Nu ar trebui să-mi fac probleme că pot să-i încarc și cu mâna. Deci treaba e ok. Mi-ar trebui doar o remorcă să-i car și să văd cam cât mi-ar da pe balot dacă, și dacă se merită să-i cumpăr sau nu. Să bag aici tractorul cu spatele dacă încape. Și o să folosesc celelalte tractoare dacă e. Pe ăsta o să lăsăm aici să odihnească. Și aș putea să-i pun aici, sincer. Asta cred că e special pentru balos, nu? Și putea să-i pun și sus dacă ar fi. Dar mi-ar trebui un reloader. Ăsta a terminat aici de plantat. Deci avem în momentul de față două terenuri plantate. Și nici nu cred că aș mai vrea. Mai am încă două terenuri, dar nu cred că aș mai vrea să le plantez acum. Aș vrea să le păstrez pentru la primăvară, când o să pot să plantez mai multe chestii. Putem să intrăm și pe aici pe jos. Ia vezi că putem să intrăm și pe aici pe jos și putem să băgăm și chestii aici. Este un fel de subsol, un fel de pivniță, așa. Ce am putea să băgăm noi aici? Mamă, și putem să urcăm, nu pot să cred. Putem să urcăm și la etaj, putem să urcăm și la etaj. Ia vezi ce chestii mișto avem aici. Am explorat așa un pic. Asta se deschid? Se deschid și astea, nu pot să cred. E prea mișto clădirea asta. Bun, am lăsat aici cultivatorul. Da, cred că nu o să mă mai lungesc prea mult cu primul episod. O să las așa mai scurt, pentru că e un episod mai mult pilot, așa de test, în care vreau să-mi spuneți voi sfaturi, păreri, dacă vreți să continuăm seria sau nu, dacă vreți să mai facem chestii și să mă ajutați. De ce nu cu sfaturi, după cum am zis? Bă, nu știu ce putem să facem aici. Da, ăsta a fost episodul. Eu vă mulțumesc din suflet că l-ați vizionat. Sper din suflet că v-a plăcut. Sper din suflet să vreți să facem o serie. Nu uitați acolo de like, subscribe, comentariu pozitiv și noi ne vedem în următorul episod. Pa, pa!